Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM. Și vă spun bună seara, ne vedem pe Facebook, pe toate rețelele de socializare și, desigur, cel mai important, ne auzim la radio. De ce nu are România drumuri și autostrăzi la nivel european? Când o să arate harta reală a infrastructurii din țara noastră, la fel ca cea din promisiunile binecunoscute ale politicienilor? E nevoie de o reorganizare teritorială? Sunt întrebări la care ne va răspunde în această seară în Piața Victoriei chiar ministrul dezvoltării lucrărilor publice și administrației, domnul Adrian Veștea. Vă spun bună seara și vă mulțumesc pentru prezența în studio. Bună seara și mulțumesc de invitație. Domnule ministru, curiozitatea cred a tuturor românilor. De ce, Dumnezeu, nu s-au făcut drumuri și autostrăzi atâția ani? Ca ministru al infrastructurii, adevărat, nu al transporturilor, cum apreciați situația în care se află România acum și care e explicația logică pe care o găsiți? Eu sunt în asentimentul românilor și vă poate spune o persoană care de 19 ani este în administrație și care a lăsat proiecte atât locale, județene și chiar naționale, unele chiar și internaționale, dacă ne referim la aeroportul de la Brașov. Consider că este nevoie de mai multă asumare, iar fiecare proiect, odată început, trebuie finalizat. Am avut, în urmă cu 19 ani, șansa de a câștiga un mandat la primăria Râșnov, locul unde, pe unde trecea autostrada Comarnic-Brașov. La vremea respectivă începuse un proces foarte intens în care începeau să se facă expropieri, să stabilise exact culoarele, coridoarele pe care urmea să se construiesc autostrada. Mai mult decât atât, s-au blocat toate planurile cadastrale în perspectiva realizării autostrăzii. Iată că după atâția ani de zile, în continuare stăm în trafic pe Valea Prahovei și nu sunt de acord. Câți cu acest ani au trecut mai exact de atunci? N-au trecut decât 19 ani din viața mea și din viața românilor, evident. Sunt total nemulțumit de faptul că nu am reușit să ne asumăm, să avem un program coerent și să reușim să construim, să construim autostrăzi, dar avem și vești bune. Vedem cu toții că în prezent există o implicare extrem de mare din partea actualului guvern. Avem 250 de kilometri de autostradă care vor fi asumați până anul viitor, 250 de kilometri care vor fi recepționați. Am atins borna de 1000 de kilometri, ceea ce nu este foarte mult, dar dacă ne raportăm la ceea ce urmează doar într-un an de zile, putem spune că s-au dinamizat lucrurile. Sunt foarte multe proiecte și văd în fiecare ședință de guvern aprobându-se atât indicator tehnico-economici pentru diverse sectoare de autostradă, cât și expropieri, culoare de expropiere pentru realizarea acestor obiective. O veste bună pe care, în schimb, putem să o dăm ascultătorilor noștri este faptul că, în prezent, Compania Națională de Investiții, Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții, astăzi derulează un proiect extrem de important, un proiect care va face legătură și va fi un proiect care va conferi tuturor celor care vor să ajungă în Brașov pe o variantă alternativă la DN1, din Câmpina, Valea Doftanei, Brădeț-Săcele. Sperăm ca în 2 ani de zile să avem un astfel de obiectiv funcțional. Adică să se poată circula. Știți, ne-am săturat de atâția ani să ni se prezinte câte o hartă. Deja sunt hărțile imaginare ale politicienilor. Când vine campania electorală, mai vezi la televizor câte o hartă. Partea bună a acestui proiect este faptul că a depășit foarte multe etape birocratice, iar în prezent există un constructor și un proiectant sub contract care vor derula tot acest proiect. Avem întâlniri, să zic, lunare, cu autoritățile din Prahova, cât și cu autoritățile din Brașov, iar acest proiect va prinde conturi cu siguranță atâta vreme cât acest contract se derulează. Practic, în prezent finalizăm partea de proiectare, vom da ordinul de începere, sper să se întâmple acest lucru până la finele acestui an și mai mult decât atât începem organizarea de șantier, lucru care se va întâmpla în perioada următoare. Așadar, este... în 2 ani, spuneți că în 2 ani de zile acest proiect va fi implementat și va fi un proiect care și în situația în care, și ne-am referit strict la Comarnic Brașov, dar probabil sunt foarte multe zone ale țării care așteaptă astfel de proiecte. În perioada în care se va construi autostrada, va putea fi și vom avea organizare de șantier și vom avea blocaje pe DN1, vom avea o variantă alternativă la care să ne raportăm și pentru care să avem mobilitate mai bună. Da, dacă ar fi așa tot, să ne uităm la harta reală a României, da, unde este zona care e cea mai puțin
interconectată cu restul țării și dacă v-ați pus vreodată problema ce pierderi economice are România din cauza că nu și-a rezolvat la timp această situație a infrastructurii naționale. Este foarte adevărat că dacă aș fi subiectiv, aș spune că județul Brașov, care este unul dintre contribuabilii mari la bugetul național, practic suntem pe locul 5, avem o contribuție de 3,5%, dar nu mă refer la Brașov, mă refer la zona de nord-vest, nord-est, unde, în special în zona Moldovei, unde astăzi și ei duc aceeași, sunt în aceeași situație ca multe alte zone ale țării. Cred că în perioada următoare ar trebui să existe mai mult dinamism și mai multă implicare, lucru care de altfel se întâmplă și vedem că au început tronsoane de autostradă și în regiunea Moldovei. Același lucru se va întâmpla și în ceea ce privește conectarea celorlalte, chiar da, și a Brașovului. Acum, cred că mulți dintre românii care s-au mai plimbat prin țară au observat că sunt într-adevăr foarte multe șantiere pe care se lucrează și că s-au mai finalizat ceva din lucrările acestea. Dar suflul acesta trebuie să vină Uniunea Europeană cu fondurile, nu? Ca și politicianul local să se pună în mișcare. Sau care e explicația? Cred că, până la urmă, politicile trebuie dictate de noi. Trebuie să existe o viziune încă de la în urmă cu 20 de ani, să zicem, poate din 90 până în 2000. Dar poate, știți că se spunea la un moment dat, știu ascultătorii cine spunea că nu prea ne trebuie autostrăzi. Absolut, știu acest lucru și eu, dar lucrurile n-au fost realiste, n-au fost interpretate cum se cuvine la vremea respectivă și vedem astăzi că cu toții avem de suferit. Nu trebuie neglijat faptul că există și o parte nevăzută a lucrurilor, ceea care ține de proiectare, de aprobarea indicatorilor tehnico-economici, de identificarea soluțiilor pentru culoarele care urmează să fie expropiate, întâmpinăm și blocaje cu zone de protecție. A fost și foarte multă corupție în zona asta. Este dacă foarte adevărat. E să ne uităm așa la istoria știrilor. Au apărut foarte multe situații care, din păcate, nu au dus la un progres foarte mare. Sper că atât în perioada următoare, atât în anul electoral, viitor, exact, în care vom fi monitorizați și cu siguranță vom vedea dacă cei 250 de kilometri promiși vor fi și realizați. Eu am convingerea că se vor realiza cei 250 de kilometri, fiindcă vedem cu toții că astăzi este o preocupare extrem de mare și am toată convingerea că vor fi implementate foarte multe proiecte de infrastructură, fiindcă trebuie să fim cu toții sinceri. Situația în care ne aflăm astăzi, aceea de a avea 80 de miliarde prin PNRR, poate duce la acest progres pe foarte multe paliere pe care, România și le-a asumat. Și să nu-i pierdem banii aceștia. La nivelul ministerului pe care îl conduc, pe toate componentele pe care le avem în derulare, nu avem doar o contractare de 100%, avem o contractare de 130%, iar în ceea ce mă privește, pe toată perioada mandatului meu, voi monitoriza permanent să atingem toți indicatorii care ne-am stabilit. Mai mult decât atât, mai trebuie știut un lucru, sunt jaloane care trebuie să le îndeplinim, adică pe românește foarte multe reforme la care statul român este obligat să le aplice, ca să primească bani. Așa le-au negociat, iar fiecare cerere de plată poate veni cu diminuări semnificative, iar ceea ce este foarte important este să îndeplinim aceste jaloane, să facem aceste reforme și să respectăm ceea ce am declarat în momentul în care am accesat aceste oportunități și de finanțare. Bine că ați amintit că anul viitor este unul electoral, pentru că e cazul ca cetățenii să și vadă dacă promisiunile astea se întâmplă și probabil că vor reacționa într-un fel sau altul la vot, că de data asta nu rămâne doar pe hârtie, vezi dacă drumul acela e gata, dacă infrastructura s-a îmbunătățit într-un fel sau altul, sau sper că oamenii vor fi convinși de fapte și nu de promisiuni. Da, am participat la mai multe ședințe de lucru, evident că este resortul altui minister și nu aș vrea să creadă cineva că mă împăunesc nici cu ajunsurile, nici cu neajunsurile unui astfel de minister, dar am văzut o preocupare destul de serioasă și am toată convingerea că cei 250 de kilometri pe care și-a asumat până la finele anului viitor îi va realiza. Vom ajunge și la capitolul acela de discuție ceva mai politică, relația cu Partidul Social Democrat, dacă toți ați amintit pe domnul Grideanu sau, mă rog, Ministerul Transporturilor, dar vreau să mergem puțin mai departe pe zona de infrastructură, pentru că atunci când vorbim despre infrastructură, nu vorbim doar despre
despre drumuri și autostrăzi, sunt multe alte dimensiuni și observăm cu toții cam care este ruptura economică între rural și urban în această țară. În continuare, ruralul este văduvit și vă întreb care este, de fapt, strategia Ministerului în acest moment pentru recuperarea unor decalaje vizibile pe zona de canalizare, de racordare la rețelele de apă și tot ce înseamnă infrastructură, în special în zona rurală. Da. Pentru că sunt școli încă cu toaleta în curte, spre exemplu, sau sunt localități din ce în ce care mai nu sunt racordate sunt la apă ce în ce și mai canalizare. Puține, iar cred că de cele mai multe ori responsabilitatea ar trebui să fie revenită dililor, care, vă spune o persoană care, din sumele de echilibrare a bugetelor, în momentul în care eram președinte de Consiliul Județean, am eliminat toaletele din curtea școlilor, le-am integrat, le-am alocat sumele necesare tocmai pentru a nu se victimiza că nu au sursă de finanțare. Dar trebuie să vedem și partea bună a lucrurilor, fiindcă în România se întâmplă și lucruri bune. Pe lângă foarte multe neajunsuri, putem spune că astăzi programele pe care le derulează Ministerul Dezvoltării, și aș dori să mă refer doar la ele, fie cele care au fost în implementare până în prezent, și mă refer în special la programele naționale de dezvoltare locală 1 și 2, programe care au ajuns la un grad de implementare de peste 90%, au rezolvat o mare parte din aceste probleme. Mai mult decât atât, avem în prezent la nivelul Ministerului un program foarte amplu de investiții, se numește Angel Salini, un program în valoare de 65 de miliarde, care are ca obiect atât apa, canalizarea, ne referim la utilități, cât și infrastructura rutieră, atât în zonele rurale, cât și în zonele urbane. Este un program care a fost gândit de la bun început și se adresează tuturor comunităților din România. Dacă, spre exemplu, ne raportăm la cele 3.328 de unități administrativ-teritoriale, putem spune că în prezent avem în implementare 4.683, avem 4.683 de obiecte de investiții și, practic, avem undeva la 3.139 de unități administrativ-teritoriale care au aplicat pe acest program. Da, acolo unde nu se face treabă, ține doar de abilitatea primarului și vă întreb cam care este evaluarea dumneavoastră în ceea ce privește capacitatea administrației locale de a pune în practică proiectele astea și a absorbi fondurile. Aceste programe au fost gândite cu niște proceduri cât se poate de clare pentru a ajunge în fiecare comunitate, fie cât de mică din România, din zona rurală sau din zona urbană. Au existat anumite plafoane de finanțare, toți au avut posibilitatea, iar prioritatea în cadrul acestui program a fost apa și canalizarea. De asemenea, una dintre condiții a fost aceea de a nu a turna covor asfaltic și de a nu asfalta străzi în situația în care nu ai infrastructura subterană introdusă. Sunt o serie de aspecte care dau posibilitatea tuturor și ne referim la bugetele naționale, care sunt cel mai ușor de accesat, fără să ai proceduri foarte ample, să intri într-un regim concurențial. Deci fiecare localitate din România a avut posibilitatea de a aplica pe aceste oportunități de finanțare, oportunități care aș putea spune că sunt istorice și care s-au adresat tuturor comunităților din România. În felul acesta, cred că pe lângă celelalte oportunități care sunt pe programele de mediu, pe alte opțiuni care țin de finanțare, mă refer la latura educațională, proiecte care vin prin Ministerul Educației, pot contribui la bunăstarea fiecarei comunități în parte. Pot contribui, să vedem și dacă se întâmplă lucrul acesta. Se vor întreba, fiindcă cât de gospodari sunt primari, ceea ce vreau să vă asigur, în ceea ce ne privește pe noi, eu sunt poate un ministru mai atipic, nu stau locului, de fiecare dată încă din prima zi în care am devenit ministru al dezvoltării, am fost prezent în teritoriu. Până în prezent am trecut de jumate din județele României, am fost la fața locului, am stat de vorbă cu primarii, de fiecare dată am fost înconjurat de specialiști, de fiecare dată am dorit să le asigurăm consultanța necesară pentru a putea implementa proiecte. Mai mult decât atât, am răspuns tuturor telefoanelor pe cât posibil. Și telefoanelor de la PSD? Și tuturor, nu am făcut pentru niciodată. Pentru că chiar mă uitam în presă și citeam o declarație a președintelui PSD Bistrița, care vă spunea că nu i-ați observat și pe cei de la PSD. 42 de primari ai PSD. Este foarte adevărat că am fost într-o deplasare în județul Bistrița. Am avut o întâlnire cu primarul municipiului Bistrița. Invitația a venit din partea lui. Am stat de
vorbă și cu președintele Consiliului Județean Bistrița, care este PSD și este colegul meu, fiindcă eu am fost președintele Uniunii Naționale a Consiliului Județene din România și am avut o relație corectă cu toți colegii mei. Domnul președinte nu era în județ la vremea respectivă, dar urmează să reiau aceste deplasări și să stau de vorbă cu fiecare dintre colegii noștri care sunt în administrația publică. Mai mult decât atât, în fiecare săptămână la Ministerul Dezvoltării avem întâlniri pentru a semna contracte pe Programul Național Angel Salini. Pot să vă spun că până în prezent 800 de primari, de când sunt în cele 3 luni de zile, au trecut pragul Ministerului Dezvoltării și ne-am întâlnit. Și nu le-ați cerut la intrare buletinul de partid? Nu am avut și nu am astfel de practici. Cei care mă cunosc știu foarte bine că am abordat de fiecare dată administrația publică într-un mod echilibrat. Probabil asta a fost și, până la urmă, acceptul celor două partide care formează astăzi coaliția, acela că sunt o persoană echilibrată și care nu a făcut în decursul timpului, ținând cont de istoricul pe care l-am avut, nu am făcut diferență între partide. Vom aprofunda subiectul acesta al relației cu PSD imediat. Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM. Și invitatul meu în Piața Victoriei este ministrul dezvoltării, domnul Adrian Veștea. Domnule ministru, vreau să vorbim despre un proiect care este așa, unicat în România ultimilor 50 de ani. E vorba despre aeroportul din Brașov, că nu s-a mai făcut în ultimii 50 de ani, dacă informațiile mele sunt corecte, un nou aeroport. Sunt voci însă care spun că este extraordinar, cine nu se bucură de un nou aeroport în țară, chiar aș vrea să îl văd pe acela, dar că deocamdată nu stă bine aeroportul acela cu traficul. Care este planul de dezvoltare pentru aeroportul din Brașov? Un lucru cred că trebuie știut de la bun început. Este un proiect extrem de important care nu necesită doar lucrări de infrastructură, a contat foarte mult să găsim soluția să operaționalizăm acest aeroport, iar dacă ne raportăm la cifrele care sunt în primele 3 luni ale acestui an și am văzut prognoze la nivelul tuturor aeroporturilor, în special în perioada de vară, când multe dintre ele au acomodat avioane de tip charter. Putem spune că Brașovul s-a mișcat foarte bine. Din cele 17 aeroporturi a trecut, este în primele 10 aeroporturi. O dovadă că este un aeroport viabil, este un aeroport care se poate susține pe viitor. Sunt și anumite neajunsuri și trebuie să le vedem și pe acelea, ca orice obiectiv care este la început de drum. Am considerat de cuvință și același lucru l-am discutat și cu instituțiile statului care asigură atât partea de securitate, partea de poliția de frontieră, de vamă, cât și evident dirijarea traficului aerian, de a gândi într-o primă etapă și în perioada aceasta, care este o perioadă extrem de aglomerată, să gândim o soluție pentru început de 12 ore. În prezent există în analiză soluția de a prelungi acest program. Adică intervalul în care să fie funcțional aeroportul. Intervalul acesta, în momentul în care am avut astfel de discuții, anul trecut, în momentul în care am pus pe grafic toate lucrările care mai trebuiau finalizate până la inaugurarea acestui obiectiv, ni s-au spus că nu au suficient persoane și nu au capacitatea să asigure mai mult de 12 ore, fiindcă este știut faptul că toate culoarele de zbor de pe Ucraina s-au mutat pe România. Același lucru s-a întâmplat și cu o parte din culoarele de pe Republica Moldova. Perioada de vară, iunie, iulie, august, este o perioadă în care sunt foarte multe companii de turism care angajează avioane de tip charter de pe aeroporturile din România și în felul acesta s-a ajuns în situația în care am agreat la început, fiindcă am crezut că este vorba de o tergiversare și am zis să-l văd pornind, să văd primul avion care aterizează, fiindcă erau foarte mulți sceptici și nu vă pot spune prin câte am trecut în acești 7 ani de zile până am operaționalizat acest aeroport, fiindcă toți deveniseră specialiști în aviație, dar este important că am depășit acest lucru. Mulți erau cunoscători și referitor la turnul virtual și la soluțiile de navigație. Iată că toate aceste lucruri au fost depășite, dar evident, cineva când aruncă o vorbă se creează panică și de fiecare dată se vor crea astfel de situații, mai ales că dacă stăm să ne raportăm la ceea ce se întâmplă la nivel internațional,
Vedem că sunt foarte multe zboruri întârziate, vedem că sunt foarte multe aeroporturi care au tradiție și care funcționează de foarte mulți ani, întâmpină anumite dificultăți. Trebuie să fim, până la urmă, mai flexibili și să fim mai înțelegători cu acest prim demers pe care îl avem. Dar eu cred că aeroportul din Brașov, și pentru cei care n-au ajuns la aeroportul din Brașov, chiar le recomand să meargă, fiindcă este unul dintre cele mai moderne aeroporturi din România. Și există perspectiva ca acest aeroport să aibă și o dimensiune militară? Vă întreb lucrul acesta pentru că am citit informații despre întâlnirea pe care ați avut-o cu Comisarul European pe Transport, Adina Vălean, și înțeleg că v-au orientat către finanțări pentru mobilitate duală civil-militară. Ce înseamnă lucrul acesta? E și ghimbav lângă elicopterele de acolo? Lângă în județul Brașov este cel mai mare poligon militar, poligon NATO, mă refer la poligonul de la Cincu. Am considerat de cuvință că este foarte important să găsim orice oportunitate de a accesa fonduri, ținând cont de faptul că la nivel european în prezent nu mai există intenția de a finanța astfel de obiective. Și atunci ar trebui să ne legăm și să ne legăm la modul realist, nu în sensul că profităm pe nedrept de aceste lucruri, încât să putem extinde platformele de îmbarcare, încât să putem face o serie de investiții care să îmbunătățească capacitatea aeroportului, încât să poată acomoda și aeronave militare și în felul acesta să putem să continuăm investițiile și să-l putem folosi pe mai multe domenii de activitate. Deci veți solicita fonduri pentru dezvoltarea și a unei dimensiuni militare a aeroportului. Absolut. Vom avea astfel de solicitări pe viitor. Și nu vreau neapărat să fac doar promisiuni, fiindcă de fiecare dată le-am îndeplinit. Va exista și cargo la Brașov. În prezent există chiar și un proiect care va face legătura feroviar cu aeroportul. Există un proiect care ține de Ministerul Transportului, de CFR Infrastructură, iar în prezent colegii noștri de la Consiliul Județean Brașov vor depune pe trenul metropolitan, pe oportunitățile acestea de finanțare, posibilitatea de a implementa acel proiect de legătură pe calea ferată cu aeroportul de la Brașov. Eu cred că lucrurile se vor îmbunătăți, iar eu am fost de fiecare dată optimist. Dacă eram pesimist, niciodată nu aș fi putut implementa astfel de proiecte. Domnule ministru, pentru că sunteți în zona aceea a dialogului permanent cu primari de toate culorile politice, mergem și spre zona aceasta de discuție și vă întreb cum simțiți în acest moment relația în interiorul coaliției de guvernare între PNL și PSD? În tot parcursul meu, și vorbesc de 19 ani, de fiecare dată am avut pretenția că sunt un lider politic și de fiecare dată am fost un lider politic echilibrat. Eu cred că toate aceste lucruri se pot face doar prin echilibru și prin înțelegere. România trece printr-o situație cum nu a mai trecut niciodată în ultimii 30 de ani și mă refer aici atât la situația războiului care este la granița țării, cât și în situația în care noi trebuie să implementăm foarte multe reforme și practic avem cel mai mare program de investiții care a existat vreodată în România. Pentru acest lucru trebuie să urmărim interesul național. Trebuie să avem, să găsim soluții încât să putem să creăm înțelegere. Asta înseamnă că sunteți un suporter al formulei de participare la alegerile de anul viitor în alianță cu PSD? Nu aș putea spune că sunt un suporter de a participa împreună cu PSD la alegeri, fiindcă eu fac parte din Partidul Național Liberal din 1996, doar în Partidul Național am fost și de fiecare dată Partidul Social Democrat a fost adversarul și rivalul nostru. Așa mi-amintesc și eu de asta. Ceea ce vreau să vă asigur este faptul că important este ca noi liberalii în toată această formulă de guvernare să nu neglijăm electoratul care ne investi cu încredere, să păstrăm valorile care ne-au consacrat în decursul timpului și să rămânem în zona în care să putem reprezenta acest electorat. Dar nu cred că este o soluție aceea de a crea o formulă comună nici pentru noi, nici pentru PSD, fiindcă fiecare dintre noi ar trebui să ne dinamizăm electoratul, să-i convingem că, de fapt, reprezentăm o soluție, iar acest moment, un moment care, peste care va trebui să trecem cu toții cu bine, un moment în care trebuie să avem luciditate și să privim cu realism toate aceste reforme care le facem, reforme care de multe ori nu sunt pe gustul și pe placul multora.
de fiecare dată lezesc câte o categorie socială prin reformele care urmează să le implementeze. Bun, dar ce se discută din ce în ce mai intens în spațiul public, folosindu-se informații pe surse deocamdată, cum se, că se negociază la nivel înalt între cele două conduceri, crearea unei structuri de alianță numită Blocul Democratic, este o chestiune pe care o puteți confirma? Nu am participat la astfel de întâlniri și nu am auzit din surse autorizate astfel de aspecte. Cred că exact cum au fost obișnuiți românii, în momentul în care se vor lua astfel de decizii, nu este nevoie să mai aștepți sursele și să afli tot felul de subiecte pe surse. Cred că ar trebui să fim suficient de maturi încât să ieșim și să spunem românilor acest lucru. Nu cred că astăzi este o soluție și este o opinie personală. Nu fac parte neapărat din conducerea partidului încât să vorbesc în numele partidului, vorbesc în numele meu personal și a unei persoane care are un instinct datorită unui parcurs politic. Este o soluție de a participa independent la alegeri, este o soluție de a ne valoriza electoratul. Și a face mai apoi din nou guvernarea alături de PSD? Trebuie să existe o continuitate în cadrul acestei, în perspectiva unei viitoare guvernări, fiindcă sunt foarte multe aspecte și vă spun o persoană care de fiecare dată s-a raportat strict la Partidul Național Liberal. Astăzi, toate aceste pachete de reforme care trebuie făcute, nu cred că vor putea fi făcute de niciunul dintre cele două partide independent. Ori noi am văzut ceea ce s-a întâmplat și în alianța pe care am avut-o cu USR-ul, am văzut de asemenea la care modul nu în v-ați care... mai întoarce? Este o situație pe care eu nu am, nu pot să spun că noi am putut să asigurăm o funcționare și nici nu cred că USR-ul va avea capacitatea să se reformeze într-atât de mult încât să poată să câștige electorat mai mult și să poată ajunge la niște procente semnificative. Vedem cu toții că în toate sondajele de opinie USR-ul astăzi nu depășește un anumit plafon și nici nu cred că îl va depăși pe viitor. Spuneți că USR-ul are nevoie de o reformă. Eu cred că au nevoie de o reformă și nu o spunem noi, o spun românii, fiindcă trebuie să ne raportăm cu toții la rezultatele care le au în sondajele de opinie. Deci excludeți o variantă de colaborare cu USR? Eu cred că trebuie să găsim formula care va putea să facă bine României și va putea să ducă la îndeplinirea programelor pe care ni le-am asumat cu Comisia Europeană. Iar ceea ce vedem astăzi, singura formațiune cu care putem să ducem mai departe aceste reforme este Partidul Social Democrat. Da, dacă ne uităm la reforma fiscală, spre exemplu, să o numim așa generic, guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe proiectul de lege privind noile taxe și impozite și măsurile din sectorul bugetar. Mă uit și la comentariile din spațiul public, mai ales venite din zona oamenilor de afaceri, cum că principalele consecințe ar fi descurajarea investițiilor, migrarea activităților unor companii către alte state, probleme în ceea ce privește decizia investitorului de a mai veni până la urmă în România și povara adusă spre mediul privat, niște chestiuni care afectează în primul rând electoral Partidul Național Liberal. Sunteți susținător al acestui grupaj de măsuri fiscale sau cât din pachetul acesta de reformă fiscală este asumat cu sufletul așa de deci, PNL? Sau și cât aparține PSD-ului? Ceea ce ar trebui să înțelegem cu toții este faptul că suntem într-o situație critică. Eu am venit în această guvernare în urmă cu 3 luni de zile, iar deficitul bugetar sau modul în care se folosește în ultima vreme acest termen de deficit, eu cred că n-a fost folosit niciodată în istoria României și n-a fost atât de des discutat de fiecare român în parte. Ceea ce aș putea să vă spun eu este și m-aș raporta, fiindcă nu sunt în măsură să vorbesc despre aceste măsuri fiscale la care nu am lucrat, dar vă pot spune reformele care le facem în administrație și modul în care gândim reorganizarea sistemului administrativ în actuala formulă, fiindcă probabil pe viitor o să mă întrebați și de reorganizare, eu mă refer strict momentan la ceea ce se întâmplă și se întâmplă cu rezultate cât se poate de clare, începând cu data de 1 ianuarie, practic se vor diminua peste 25% din posturile de demnitate publică,
de asemenea, se vor desfința toate posturile vacante și am făcut o evaluare în prezent la nivelul instituțiilor centrale. Aproape 10.000 de persoane vor fi 10.000 de posturi vor fi diminuate. De asemenea, în administrațiile publice, față de legea care a dat foarte mulți funcționari afară din administrația publică în anii 2010, astăzi putem spune că facem o diminuare cu 10% și în felul acesta se poate optimiza întregul sistem bugetar. Sunt o serie de modificări și referitor la funcțiile de conducere care sunt în administrațiile publice locale. Adică ne spuneți că e o parte din povară și pe zona bugetară. Este o parte de reformă, este o parte de reformă care trebuie asumată și de către sistemul și de către funcționarii publici. În felul acesta putem să demonstrăm că suntem corecți și cu mediul de afaceri. Dar amendamentul acela, mă scuzați, domnule ministru, acum eu n-am înțeles cum s-a întâmplat, strecurat acolo, că bine că la un moment dat a ajuns în spațiul public, care ar fi prevăzut că să se elimine obligativitatea aderării la pilonul 2, despre care PNL spune că a fost strecurat acolo de un secretar de stat al PSD. Acolo care a fost povestea? Că s-a discutat cu siguranță în guvern. Nu a existat niciun fel de discuție, din câte înțeleg eu, nici în coaliție și nici în guvern. Nu cred că și Partidul Național nu și-a asumat o astfel de intenție. De altfel, au fost foarte multe voci autorizate în zona publică care au spus acest lucru. Da, ideea este, sunteți în acest moment dominați de PSD? Și simțiți asta prin pachetul de reformă fiscală? Nu suntem dominați atâta vreme cât acel amendament, în momentul în care colegii noștri l-au identificat, a fost scos în minutul următor. Deci PNL va avea candidat propriu la alegerile prezidențiale, ca să sar la concluzia colaborării cu PSD. Cu siguranță Partidul Național Liberal ar trebui să aibă candidat propriu la alegerile prezidențiale, de altfel trebuie să fim cu toții cât se poate de realiști. Dreapta în ultimii 20 de ani a dat președintele României și eu cred că există resursă umană pregătită pentru a ocupa o astfel de funcție, iar românii cu siguranță vor avea opțiune cât se poate de competentă din partea Partidului Național Liberal. Și aș vrea să vă mai întreb cum se vede în Partidul Național Liberal cazul Buzatu și zona asta de baron local, care văd că nu e epuizată, cum credeam, nu a intrat în cartea de istorie. Încă există și se manifestă. Regret că există astfel de persoane în această perioadă, după 30 de ani de la Revoluție, care să mai aibă astfel de practici. Nu am crezut că mai pot exista astfel de persoane și sunt în asentimentul românilor. Nu avem cum să fim de acord cu astfel de practici. Din contră, toate aceste practici trebuie descurajate. De fiecare dată trebuie impuse criterii în care fiecare dintre candidați să îndeplinească, să fie evaluați corespunzător și să nu aibă astfel de derapaje. Mai avem un minut, o singură întrebare. Regionalizare, sunteți de acord cu această idee, perspectivă? Se va face în România cândva? Este necesar ca acest proces să înceapă. Este necesar ca după mai mult de 50 de ani, fiindcă vorbim de ultima reformă a fost făcută în 1968, prin legea 2, este necesar să adaptăm regiunile României și fiecare dintre unitățile administrativ-teritoriale la realitatea actuală, fiindcă vedem cu toții că în prezent unul dintre jaloanele care urmează să fie discutate în perioada următoare este cel legat de la consorțiile administrative. Practic vom crea posibilitatea ca mai multe unități administrative să se regăsească în zona de decizie pentru anumite proiecte care să le interconecteze și care să le creeze beneficii. Riscați un termen când s-ar putea schimba harta României? În primul și în primul rând, deci anul acesta este un an în care putem pune bazele unui astfel de proiect, iar mandatul următor poate fi un proiect, adică acest proiect poate prinde contur. Deci peste încă 2 ani, după alegeri, următoarea formulă politică ce va fi la putere. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, ministrul dezvoltării Adrian Veștea în studio la Piața Victoriei. Le mulțumesc și ascultătorilor. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere! Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.